La fel, motive serioase au fost aduse și de Procurorul General și în privința pretinsului președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, care este de drept membru al Consiliului Superior al Procurorilor, Dorel Musteață. La cererea președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Musteață nu a prezentat împuternicirile corespunzătoare, făcând trimitere la o hotărâre anterioară a CSM-ului, din care ar rezulta că el a fost numit odată președinte al CSM-ului. Este de menționat că ulterior, după perioada ce au fost numiți alți președinți al Consiliului, este vorba de Luiza Gafton și încă un coleg de-a lor, ca ulterior să revină iarăși la Luiza Gafton, și după o hotărâre a Curții Constituționale, Consiliul Superior al Magistraturii să rămână fără președinte. Ca domnul Musteață să facă trimitere la o hotărâre anterioară care, prin numirea Luizei Gafton, posterior ca președinte al CSM-ului, să-și piardă efectul. Hotărârea CSM-ului la care face trimitere domnul Musteață și-a pierdut efectul și respectiv dânsul și-a arogat singur acest statut de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. În condițiile date, el nu putea participa la această ședință, motiv din care Procurorul General l-a recuzat. Un al doilea motiv care indica la interesul personal al domnului Musteață în rezultatele examinării chestiunii care îl viza pe Procurorul General, viza implicarea sau viza faptul că fratele personal al domnului Musteață este la fel figurant în dosarul privind frauda bancară. Și dânsul este pus sub învinuire în acest sens, fiindu-i incriminată comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 190 alineatul 5. Ancheta penală este în curs de desfășurare și dumnealui are această calitate procesuală. Mă refer la fratele domnului Musteață Dorel. Evident că din moment ce Procuratura Anticorupție l-a pus pe fratele lui sub învinuire, dar Procuratura Anticorupție, reieșind din atribuțiile de serviciu, este condusă și controlată direct sau prin intermediul Procurorului Șef Anticorupție de către Procurorul General, evident că în situația dată dispare absolut orice semn de întrebare în ce privește interesul domnului Musteață și corespunderea dumnealui principiului de imparțialitate în realizarea procedurii administrative.